Liviu Dragnea începe iar pelerinajele pe la instanțe după nici două luni după ce a ieșit din închisoare. Astăzi este așteptat la Tribunalul București, unde judecătorii din Camera Preliminară analizează probele DNA din dosarul în care fostul lider al PSD a fost trimis în judecată în dosarul vizitei în Statele Unite ale Americii. Mai multe detalii despre acest subiect ne aduce colega mea Diana Toma. Diana, te rog. Liviu Dragnea, fostul președinte PSD, este acuzat pentru că a primit foloase necuvenite atât pentru el cât și pentru partidul din care făcea parte la vremea respectivă, foloase care se ridică la 400.000 de dolari și se pare că această sumă ar fi acoperit vizita fostului lider în Statele Unite ale Americii atunci când Donald Trump câștigase prezidențialele. Mai mult decât atât, este important să precizăm faptul că astăzi, la Tribunalul București, un judecător de la Camera Preliminară va analiza riguros toate actele și probele din dosarul său și se va decide ce este de făcut în continuare în cazul lui Liviu Dragnea. La ora 13 va avea loc procesul și vom merge și noi chiar acolo și revenim cu noi detalii de îndată ce avem.